mulțumirea și lauda noastră tuturora, adusă spre slava și gloria numelui Său. Binecuvântat să fie Domnul, Stăpânitorul Universului, Conducătorul, El care ne-a dăruit viața prin Domnul nostru Iisus Hristos. Predic mai greu când văd becușorul oprins. Dacă patea sfaturi, patea îndemnuri, atâta laudă și mulțumire, ce aș putea să vă mai spun eu, cu rog netrebnic? Bunul Domn să dea har. Amin. Cuvântul Său și înțelegere până ne așezam voia Lui. Amin. Sigur că nu o să pot fi la nivelul fratelui meu mai mare, coronel, ca să fiu așa energic ca dânsul, dar într-un mesaj dimineață spunea printre altele fratele păstor, lucru pe care dânsul le-a amintit, sper că o să spui fraților unde sunt. Mila Domnului să-L însoțească, să-L întărească. Și în slăbiciunea mea o să mă rog pentru tine și pentru biserică. Și nădăjduiesc că Domnul vă va da har. Împlinească bunul Domn dorința fratelui păstor și a noastră. În a fi tot mai plăcuți înaintea celui atotputernic, sfânt și drept. O să fie un mesaj scurt. De fapt, în general, vorbesc puțin. O tăcere, o tacă face cât? Știți dumneavoastră ce se spune în popor. Dar Dumnezeu a pus în noi o trâmbiță și ne spune să trâmbițăm cuvântul. Și vrem, nu vrem, nu putem să tăcem. Mesajul din această dimineață se bazează pe un singur verset care îl găsim scris în Apocalipsa, capitolul 5 și versetul 9, care spune așa: și cântau o cântare nouă, ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Amin. Amin. Sigur că este marea lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o prin Iisus Hristos, căruia îi se cuvine toată închinarea și lauda și mulțumirea, că și trăim prin El și trebuie să trăim pentru El, pentru slavă și gloria Sa. Salvarea omenirii din starea de păcătoșenie și de vinovăție, scoaterea de sub condamnare divină, de luptă dură, este o cântare de glorie, de adorație, de adâncă închinare, nu numai pentru pământ, ci și pentru cer. Pe pământ cântă acei ce au fost pierduți, robiți păcatului, fără de legilor, neputinței, împotrivirii, condamnați la iad, dar care au trecut pe la Golgota, care au făcut acea cotitură de aur în viața lor și au urcat pe culme, pe dealul căpățânii și l-au proclamat pe cel de pe cruce, Domn și Mântuitor al vieții lor. În cer cântă îngerii, cântă ființele cerești, miliardele de sfinți, ființele aflate în glorie, în slavă, care aduc închinare mereu continuă celui atotputernic, celui sfânt și drept. De corul ceresc, în toată splendoarea, s-a răsună în adorație ce se aduce mierului junghiat, răscumpărătorului, din moarte a ființei păcătoase a omului. Și cântarea e o cântare nouă, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, față de cântările veșnicilor trecute. Ea este o cântare a sângelui vărsat pe Golgota, vărsat pe cruce, e imnul rănilor sale purtate pentru ființa noastră, din care picură sânge răscumpărător pentru ființa păcătoasă, pentru omul împotrivitor înaintea lui Dumnezeu, care prin credință, prin pocăință, se așează în voia lui Dumnezeu. Ce cor imens, ce muzică divină, biruința dragostei asupra robiei păcatului se îmbină în armonia melodică cu bucuria izbăvirii, cu tresărătarea vieții, ce va înlocui moartea,
viața veșnică pentru cei ce cred în lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Amen. Cântarea Sângelui sau această cântare nouă din cer, în primul rând, este o proclamație cerească. Vorbele sunt o trâmbițare a lucrării făcute de Hristos Domnul în locul nostru la cruce și pe cruce pentru ființa păcătoasă. Cerul comunică omenirii de pretutindeni și din toată desfășurarea istoriei că oamenii care cred în Fiul lui Dumnezeu, în lucrarea sa binecuvântată, răstignit pe cruce, sunt răscumpărați, sunt iertați, sunt împăcați cu Tatăl Ceresc. Amin. În vorbele cântate este o Evanghelie, o veste bună, o bucurie pentru ființa noastră, este o Evanghelie slăvită a lui Hristos, este vestea bună a răscumpărării, a împăcării noastre cu Dumnezeu. Acum, în vremea trecutului divin din cer, răsună cântarea mântuirii, salvării, a împăcării cu Dumnezeu, a scăpării de moarte, de o sândă ireversibilă, ci este o Evanghelie nouă, o veste bună, un mesaj al iubirii care s-a dăruit junghierii, s-a dăruit jertfei chinului pentru noi, viața ființă omenească. În Noul Testament se îmbină lucrarea binecuvântată a dreptății lui Dumnezeu, lucrarea milei cu lucrarea dreptății se întâlnesc amândouă pe dealul căpăținii, pe cruce, în Hristos Domnul. Amin. Așa cum cântă psalmistul, mila se sărută cu dreptatea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii generațiilor din trecut, prinși în obiectivul Noului Testament, oglindesc cu toată claritatea că fără devărsare de sânge nu este iertare și împăcare cu Dumnezeu, de aceea a trebuit această lucrare pe Golgota a Fiului lui Dumnezeu. Dreptatea pretinde ispășirea vinovăției. Mila însă oferă persoana, cel care va veni cu jertfa lui ca să ne împace cu Dumnezeu, care prin misiunea de ispășire vine și suferă, vine și moare, ca oamenii să fie găsiți nevinovați, cu păcatele ispășite, iertați și puși într-o stare după bună plăcere a lui Dumnezeu. Și faptul acesta este cântat prin cântarea ce el o proclamă peste univers, să-l audă și astre cerești și oștirea lor, oștirea cerească, dar să-l audă și îngerii și toate ființele din omenești, și ființele omenești, ființa de pe pământ, că omul este răscumpărat, este o proclamare a sângelui vărsat pe Golgota, căci este răscumpărare, este împăcare pentru omul pierdut, împăcat și împotrivitor înaintea lui Dumnezeu. Există, da, există o proclamație dumnezească a mântuirii de păcate. Ești un păcătos vinovat care s-a pocăit de trecutul său? Este mare bucurie. Care s-a supus credinciosului Hristos, care îl urmează, care trăiește în cuvântul său. Spune Mântuitorul, nu-i mai mare dragoste decât să-și dea cineva viață pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă spun eu. El să ne ajute să facem ceea ce ne spune El. Amin. Mulțumim că ne-am pocăit de trecut, ne-am supus credincioși lui Hristos și îl urmăm cu credincioșie și bucurie, așezându-ne mereu în cuvântul Său. Că suntem răscumpărați în conformitate cu textul proclamației din cer. Încât mă simt de fericit că am Mântuitor. Orfanii părăsit nu sunt cu al meu Salvator. Este o cântare în cartea de cântări. Este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu, vine cu trecutul său, cu adâncă credință și pocăință, cu mărturisire, cu cerere de iertare și se așează în voia bună, plăcută a lui Dumnezeu. Orice credincios în Hristos Domnul
se poate prepara de această proclamație și ea va fi temeiul nostru de identificare de la intrarea noastră în glorie, în paradis, în raiul lui Dumnezeu. Această binecuvântată realitate o crâmbițez și eu acum, ca și rob netrenic pus în slujba lui Hristos în această dimineață în fața dumneavoastră. De aceea vă îndemn cu toată dragostea, cu toată ființa, cu toată dragostea credinței, cu toată puterea în Hristos, să ne așezăm în voia bună și plăcută a lui Dumnezeu, pentru că avem răscumpărarea prin lucrarea Mântuitorului scump și drag. În al doilea rând, cântarea Sângerului este confirmarea mântuirii noastre. Privită această formă de exprimare din text, timpul în care sunt folosite verbele din acest verset, ne dăm seama că mântuirea este un fapt împlinit. Spune cuvântul lui Dumnezeu, este o faptă săvârșită, este o lucrare săvârșită. Mântuirea este împlinită, este lucrarea săvârșită de Hristos. Când în cântare se spune, ai răscumpărat, ai făcut o lucrare, deci este la timpul trecut. Și ea ne oglindește clipa când El, Mântuitorul scump și drag, a fost țintuit pe cruce, a fost junghiat, clipa când a ispășit vina noastră. În cuvintele acestea e trecută toată fresca Golgotei, locul cel mai sacru, cel mai sfânt de pe pământ, care nu are rival, de-a lor căpățenii nu are rival în toată lucrarea aceasta pământeană, pentru că este lucrarea săvârșită de Hristos pentru ființa slabă și păcătoasă a omului. Nu poate concura, nu are rival, nici Roma, nici Meca, nici Atosul. Este locul sfânt, locul unde Hristos, Domnul, își dă viața pentru noi. Dar confirmarea acestei mile este ales prin faptul că întreg cerul cântă răscumpărarea păcătoșilor, pocăiți și credincioși în același timp, e de acum general recunoscută izbăvirea noastră, scăparea noastră de sub osândă și împăcarea noastră cu Dumnezeu. Când e cunoscută de toți îngerii, de toate ființele cerești, de întreg universul, să ne mai îndoim noi dacă suntem sau nu suntem mântuiți prin faptul că ne-am predat viața în brațul Domnului. De multe ori în discuțiile cu unii sau alții, discutând, păi știe Domnul ce va fi. Păi știm noi, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, că cine are pe Fiul, are viața și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Deci, ești în Hristos. Ai viața veșnică împreună cu Hristos. Fie că aceasta să ne dea curaj pe care credincioșii. Dar confirmarea că avem faptul acesta este doar prin pocăință și credință sinceră înaintea Celui Atotputernic. Deci să nu ne îndoim de faptul acesta. Ești mântuit. Sunt. Nu știe mila Domnului. Trebuie să știm noi, să fim siguri în credința noastră, în ceea ce credem, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, hotărâți să-L urmăm cu toată credincioșia. O asemenea îndoială și o asemenea incertitudine ar fi o mirare a cerului întreg. Când văd lucrarea lui Hristos pentru ființa slabă și păcătoasă și omul să-și pună întrebarea dacă este salvat sau nu. O asemenea îndoială n-ar trebui să fie în beată ființă omenească. Ei toți cântă, am fost răscumpărați și totuși ne mai întrebăm. Am fost, spune cuvântul, ai răscumpărat prin sângele tău un popor ales care să fie plin de râvnă pentru fapte bune, care trebuie să ducă vestea bună a împăcării, așa cum cântă, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Suntem păstrați în brațul său puternic și suntem parte a răscumpăraților, așezați în corona care urmează pe Hristos Domnul, până când El va veni și ne va duce în slavă. Numărul celor ce cântă, celor ce sunt răscumpărați, spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt de 10.000 de ori, 10.000 de mii de ori. Și dacă ar fi și un matematician sau un student bine pregătit, cu laptopul la el, l-aș ruga să calculeze. Care este acest număr?
Binecuvântăm numele Lui Dumnezeu pentru această oaste măreață, răscumpărată, lucru pe care cu toată știința n-ar intra pe, în calculatorul, în laptop cu frații, dacă ar încerca să calculeze numărul acesta. Mulțumim Tatălui Ceresc că facem parte din oastea Lui răscumpărată prin sângele Mântuitorului. Dragii mei, dacă față de această mulțime cântă mântuirea fraților mei, a noastră, a mea, cu câtă ardoare și bucurie ar trebui să ne închinăm înaintea adevăratului Dumnezeu, să ne smerim că suntem ai Lui și ar fi o rușine să avem incertitudini în faptul răscumpărării și a împăcării noastre cu Dumnezeu. Bunul Domn să ne dea tărie în credință, a trăi în adevărul Său binecuvântat. Da, răsunetul cosmic, universal al cântării miliardelor de cântăreți, această largă și totală popularizare a mântuirii, a răscumpărării noastre. Vedeți câtă grijă ne poartă Tatăl Cel Ceresc, face o popularizare că suntem mântuiți, că suntem salvați, că suntem împăcați cu Hristos, atât prin oastea cerească și prin cei ce sunt răscumpărați de Hristos, care cred lucrarea Lui și se așează în voia Lui binecuvântată. Îi mulțumim Lui că avem păcatele iertate, fără de legea aruncată în marea uitării, suntem plini de bucurie, de aceea spune un verset din Psalm, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Amin. Domnul să ne ajute. Și în al treilea rând, și ultimul, cântarea sângelui este proslăvirea Lui Hristos. Este lucrarea pe care noi trebuie să o facem ca și răscumpărați ai Săi, să proslăvim, să binecuvântăm, să lăudăm, să aducem o închinare cuvenită în numelui Său. Lucrarea mântuirii a întrecut în importanța ei toate lucrările din universul acesta. De aceea cântăm lauda Lui Dumnezeu pentru acest fapt și deși răscumpărarea este făcută numai pentru noi pământenii, ea totuși a devenit imnul măreț al cerului și imnul măreț al celor răscumpărați de pe pământ. Cântarea de adorație, de preamărire a Fiului Lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne ajute să proslăvim mereu numele Lui. Mereu să lăudăm numele Lui, să ne închinăm Lui, să-i mulțumim, să ne smerim că suntem răscumpărați prin ceea ce El a făcut pe Golgota. De fapt, imaginea ce ne apare în revelația faptului e tocmai cu momentele de închinare, de preamărire a Domnului Iisus Hristos pe care trebuie să o ducem mereu. Faptul că noi am fost răscumpărați de la moarte, de la iad, de la despărțire veșnică de Dumnezeu, este motivul cel mai desăvârșit al glorificării Celui ce este Mântuitorul nostru, adică Domnul Iisus Hristos. Și la o analiză logică, înălția festivității descoperite îngăde să se clarifice faptul considerat festiv la nivel cosmic. Deci când întreg cerul cântă imnul sângelui răscumpărător, faptul răscumpărării este actul cel mai înalt din univers pentru creatura, corona creațiunii Lui Dumnezeu. Acum când ne dăm seama de toate aceste realități, mă simt jenat, parcă am o sfială în a-mi exprima atașamentul meu față de Cel ce și-a dat viața pentru noi. Și fac un apel la conștiința noastră tuturora să venim și să proclamăm numele Lui, să glorificăm lucrarea Lui binecuvântată și cu adâncă pioșenie și reverență să ne închinăm înaintea Lui, că suntem salvați, că suntem răscumpărați, că suntem împăcați cu Tatăl, avem cerul deschis, acces direct la Tatăl și binecuvântăm numele Lui, că s-a așezat între noi și Tatăl. Și suntem priviți prin crucea Golgotei, amin, prin lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și suntem considerați neprihăniți sfinți. Amin. Fie ca Domnul să ne ajute acum, ca și iertați, considerați sfinți, să ne sfințim prin trăirea noastră în adevărul cuvântului Lui Dumnezeu.
Cum adică toți îngerii și ființele cerești cântă răscumpărarea sufletului păcătos și eu să nu fac? Răsună universul, răsună creația lui Dumnezeu, dar răsună și cântul celor ce au fost răscumpărați, care au venit cu pocăință și credință. De aceea, cum să mai îndrăznim să nu ne încurajăm unii pe alții pe această cale a credinței, de a se împăca omul cu Dumnezeu, de a ne împlini slujba încredințată nouă. Vouă vă este dată slujba împăcării, vă este încredințată această slujbă a împăcării prin glorificarea lui Hristos și ducerea cuvântului Său. Dumnezeu nu poate mântui această lume dacă eu și tu, dacă noi ca și copii ai Lui, ca și cei răscumpărați, nu cântăm acest imn al răscumpărării și dacă nu ne împlinim slujba de a merge și aduce Evanghelia Sa celor din jurul nostru. Și Domnul să pună jar în picioare ca să nu stăm pe loc și foc în gură să mărturisim adevărul Său binecuvântat, cuvântul Său, Evanghelia Sa, vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu. E mult prea izbitor, dar tocmai de acum este să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să ne mirăm de această măreață lucrare alături de miliarde de îngeri și să nu refuzăm lauda, mulțumirea, glorificarea, prămărirea și înălțarea numelui lui Hristos pentru ceea ce El a făcut în locul nostru. De aceea, suntem chemați de Cuvântul lui Dumnezeu și fac această rugăminte și această chemare de a ne așeza smeriți în voia bună, plăcută a lui Dumnezeu, să ne împlinim slujba cu credincioșie și bucurie și mare va fi răsplata în ziua când El va veni să-i ducă pe ai Săi în slavă. Frați și surori, să fim recunoscători Tatălui Ceresc pentru răscumpărarea ce avem în lucrarea Mântuitorului de pe Golgota. Și aceasta să fie mereu un imn al închinării și mulțumirii înaintea a tot puternicului Dumnezeu. Să fim recunoscători și mereu să cântăm noua cântare a celor răscumpărați. Mi-amintesc de un cuvânt din ziua când în Biserica Baptistă Maghiară, după botez, am reținut din ceea ce știam cuvântul Megval Toto. Frate Iosif. Megval Toto. Nu știu dacă îl spun așa cum trebuie. Sunt mântuit esența. Sunt mântuit, sunt mântuit. Au cântat o cântare în mereu, repeta cuvântul sunt mântuit. Cum se spune, frate Iosif? Sunt mântuit. Megval Toto înseamnă schimbat. Fie ca bunul Domn să ne ajute să avem cu adevărat o viață schimbată, trăită pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Ce este această cântare cerească în care se spune vrednic ești tu ca să iei cartea, să rupi pecețile, că ți-ai fost junghiat, ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Este o proclamație cerească, este confirmarea mântuirii noastre, că suntem mântuiți, că suntem salvați, împăcați prin credința în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, fapt care ne ajută să proslăvim numele Lui și El să ne ajute să-L proslăvim mereu, să ne întâlnim cu El în glorie. Amin. Amin.